Gurmandul testează mâncare. Poate cea mai bună shawarma. Shawarma. Îi facem un roll-up. Îmi place. Să încerc să o fac puțin mai babană. Note nu o să dau, pentru că e opera mea. Poate dați voi. În acest video am ales să preparăm o shawarma de casă. Poate cea mai bună shawarma. Am ales ingredientele din imagine, am schimbat puțin rețeta. În loc de maioneză o să punem crean, ketchup, o ceapă roșie, varză roșie, murături, castraveți în oțet. Am zis să punem și puțină rucola, pui pe care o să-l punem la tigaie și zic să începem. O să încercăm să facem o shawarma cât mai sănătoasă și o să evităm prăjeala. Am tăiat puiul în bucăți destul de mici. Momentan nu l-am condimentat cu nimic. Am făcut o cantitate puțin mai mare de pui, sare, puțin cimbru, ca să îi dea o aromă, să punem și focul mai mare. Da, cum ziceam, bucățile le-am tăiat nu foarte mari, nici foarte mici, acceptabile. Probabil că o să le mai mărunțesc după ce le scot de pe foc. Să încercăm și cu piper. Nu foarte mult. Cam în pui este o shawarma. Nu o să facem niciun fel de prăjeală. Nu o să pun deloc cartofi în shawarma. Foarte frumos arată. O să mai las să scadă apa. Să se usuce puțin puiul. S-a uscat puiul, acum îl mărunțim. Ideea este să fie bucăți mici. Ia să și gustăm. E sărat și ușor picant. Aș putea să mănânc chiar gol. Acum că am spălat rucola, am tăiat varza și ceapa, am feliat și castraveții, avem de făcut shawarma. Punem o cantitate generoasă ca să simțim totuși la gust și hreanul. Punem și pui. Ideea e că nu trebuie să îngrămădim foarte mult, că nu mai putem să strângem shawarma. Să nu exagerăm nici cu ceapa. Ketchup picant. Încercăm să o strângem. Luăm o bază, după care îi facem un roll-up. Cam la limită, însă nu arată deloc rău. Să o încercăm. Bun. E combinația de sos cu hrean și ketchup. E destul de bună. De data asta o să mănânc în picioare. La următoarea și la urma o să mănânc la masă. Îmi place. Practic fără prăjeală. E într-adevăr picantă, dar nu foarte, pentru că nici nu am exagerat. Nici cu ketchup-ul, nici cu piperul din pui. Chiar mi-o poate și merge de minune și la urma asta. Mai recomand celor care vor să-și facă shawarma foarte repede. E de ajuns și dacă aveți mușca fumat, tăiați bucățele mici ca să nu mai băgați puiul pe tigaie și terminați și mai repede. Lipia este graham. Rucola asta îi dă o aromă deosebită. Eu zic că e mai ok fără cartofi prăjiți. Mai facem încă una și mergem să o mâncăm la masă.
Se observă că se pot face destul de multe porții. Ca mărime depinde de Lipie. Ea trebuie să susțină toată opera. Să încerc să o fac puțin mai babană. Să văd dacă pot. Aș putea să folosesc și două lipii. Arată chiar bine, sincer, atâtea culori. Acum e partea cea mai grea cu finalizarea produsului. Nu arată deloc rău, sincer. Trebuie doar să o țin bine. Să mergem să o mâncăm la masă. Acum să stăm liniștiți la masă, putem să ne bucurăm de ea. Da. Până să ne bucurăm, ia uitați ce frumos arată. Cred că am exagerat totuși cu hreanul. Pentru că astupă din gusturi. Trebuie să fim și critici. Bine, am pus și multă ceapă în asta a doua. A fost mai bună prima. Există totuși un balans al ingredientelor în șaurma. Eu nu prea l-am respectat. Note nu o să dau, pentru că e opera mea. Poate dați voi. Mi-am potolit și foamea. Pot să zic că e o șaurma decentă pentru iubitorii de mâncare picantă. Hai că încă mai pot.